Din aprilie și până acum, peste 100 de botoșeneni au avut nevoie de ajutorul personalului medical după ce au fost mușcați sau înțepați de căpușe. Înțepătura sau mușcătura de căpușă sunt ușor de recunoscut pentru că în cele mai multe cazuri sunt vizibile. Acestea pot produce durere în locul mușcăturii, umflătură, senzație de arsură în locul afectat și chiar dificultăți respiratorii. În aceste cazuri, cel mai important este să apelăm la ajutorul unui medic. În intervalul 1 aprilie și până în prezent, un număr de 110 persoane s-au prezentat atât la unitate de primiri urgențe a Spitalului Județean, cât și la unitate de primiri urgențe pediatrie, ca urmare a mușcăturii de căpușe. Din acestea, 44 au fost copii, vârsta cea mai mică a avut 2 ani. În această perioadă, cadrele medicale le recomandă cetățenilor să fie vigilenți și să-și ia măsuri de precauție când se deplasează în locuri cu risc. Persoanele care călătoresc în zone cu risc pot să reducă expunerea la mușcătura de căpușă aplicând următoarele măsuri, care sunt la îndemână. Portul de îmbrăcăminte de culoare deschisă, pentru a putea fi observate foarte repede. Îmbrăcămintea va acoperi atât mâinile cât și picioarele, iar pantalonii trebuie introduși în ciorap și mânecele la cămașă nesuflecate. Sunt recomandate utilizarea de substanțe repelente pentru pielea expusă. De asemenea, persoanele care au călătorit în zone endemice și care prezintă o anumită simptomatologie ca urmare a mușcăturii de căpușă, trebuie să consulte de urgență medicul de familie sau medicul infecționist. Înțepătura sau mușcătura de căpușe poate transmite boli precum boala Lyme și encefalită de căpușă.